Îl avem pe Ionuț Georgescu la Supanou. Salut, Ionuț! Salutare, salutare. În primul rând vreau te felicit pe tine și pe Asusuf pentru calificarea în Final 32 în Eurocup. Mulțumim din suflet, că într-adevăr este un moment istoric și pentru noi și pentru basketul românesc. Eu acum ce să spun, sper că lucrurile bune nu se întâmplă doar o dată la 10 ani, așa cum mi se întâmplă nou acum, după acel sezon senzațional 2004-2005, când am reușit să câștigăm FIBA European Man, după niște meciuri chiar și cu Vitul, o echipă pe care iată am întâlnit-o și acum. Doar atunci acest soft a ajuns în primăvara europeană și iată că în acest sezon putem retrăi această bucurie, ceea ce face ca totul să fie de vis, pot spune, pentru întreaga organizație și pentru orașul Ploiești, pentru basketul ploieștean și cel românesc. Da, e într-adevăr un moment deosebit. Eu, sincer, și anul trecut ați avut un început bun și anul trecut am avut speranțe. Dar echipa de acum e chiar foarte bună și e competitivă la nivel european, aș zice. Noi anul trecut am încercat marea cu degetul, cum se spune. Am avut o echipă bună, am avut jucători valoroși, dar într-adevăr nivelul în acest an este unul mult mai ridicat și din punct de vedere al experienței basketbalistului adus, din punct de vedere al CV-urilor, dar și ca și număr de jucători străini, pentru că anul trecut am avut 7, anul acesta avem 9 jucători străini. Din păcate nu găsim soluții atât de potrivite jucători competitivi români care să vină la FESOF și să ne ajute în campania asta europeană. Dar aceasta este o situație la nivel național și nu una ce ține doar de Asesoft. Anul trecut am început promițător, câștigând la Moscova, pe terenul Khimki, una de cele mai mari surprize din Eurocup din ediția trecută. Apoi am reușit o victorie în Bosnia, la Igokea, fosta câștigătoare a sezonului regulat din Liga Adriatică. Pentru că apoi s-a apărat acea accidentare, mă rog, etapă înainte de Igokea, în meciul al doilea de acasă cu Pina Karsiaka, s-a apărat acea accidentare a lui Jonte Flowers, un jucător în jurul căruia gravita, pot spune, întreaga echipă și set de care se legau foarte multe sisteme și planuri de joc pe care antrenorul Arnautovic le gândise pentru formația noastră. Anul acesta avem mai multe posibilități, după cum puteți observa, și indiferent cine este pe teren, oricare dintre basketbaliștii noștri poate străluci. În același timp și jocul de echipă fiind unul mult mai sudat, mult mai bun. Da, e într-adevăr păcat că nu sunt mai mulți români care se poate să joace la nivelul ăsta. Din păcate, cred că îi putem număra pe câteva degete. Dar eu, ca și iubitor a basketului, apreciez... eu vin să văd basket, în primul rând, și apreciez stilul de joc. Ați adus jucători cu pedigree, cu experiență în NBA, cum sunt Dee Brown sau Jarvis Hayes. Sunt jucători care pot face diferența și cred că fac diferența pe teren, mai ales în Eurocup. Așa este, aveți dreptate. Acum trebuie să observăm ceva. În grupa noastră, de exemplu, sunt foarte mulți jucători care au evoluat la nivel de NBA sau la nivel înalt de Euroleague. Foarte, foarte mulți. Dar sunt jucători care fac parte și din echipă precum Jerusalim, da? Ultima noastră victimă, să spunem așa, o echipă care nu s-a calificat mai departe. Ideea este nu să aduci un jucător excelent, individual vorbind. Ideea este să aduci un jucător care să fie potrivit pentru echipa ta și pentru planul de joc, pentru modul în care tu vezi lucrurile, antrenorul în mod direct. Dacă urmăriți echipa softului în ultimii 10 ani, puteți vedea niște chestiuni foarte, foarte simple. Întotdeauna am avut
jucători de poziția 4, înalți, cu șut la distanță. Niciodată această echipă nu a avut 4 care să joace doar la interior sau care să nu aibă cu excepția 2 jucători colosali care au fost Nicu Platovici, fostul campion mondial cu naționalită Platovici și Rașar Griffith, dublu căștigător de Euroliga. Întotdeauna acest softul a căutat să aducă pivot de poziția 5 foarte mobil, în special în ultimii ani de zile. Bulatovic și Griffith sunt, mă rog, un alt tip de jucător și atunci când am avut și stilul de joc s-a mulat după profilul acestor pivoți. De asemenea, întotdeauna mi-au plăcut conducătorii de joc care să știe să joace pick and roll foarte bine. Adică avem niște idei, niște principii de care ținem cont de fiecare dată și încercăm să nu aducem jucători doar de dragul de a aduce pe cineva care este un nume mare. Desigur că atunci când vrei să faci față la acest nivel, trebuie să ai jucători cu experiență. Asta înseamnă CV și înseamnă meciul din picioare la nivel înalt. Dar sunt multe lucruri de care încercăm să ținem cont, pentru că așa să aruncăm cu banii pe ușor. Corect, am întâlnit echipe foarte potente din punct de vedere financiar și care, cum să vă spun, între echipa ca majoritatea echipelor care le-ați întâlnit aveau un buget mai mare ca al vostru. Absolut, toate, inclusiv Partizan, a spune. Inclusiv Partizan. Noi am avut cel mai mic buget din grupă, dar totodată o recunoaștem cel mai mare din ultimii ani. Dar iată că investind cu cap și având răbdare și având o omogenitate și niște jucători care înțeleg rapid ce vrea acest softul de la ei și ce înseamnă acest softul, atunci ce înseamnă pentru noi, mai ales pentru ploieșteni, pentru oamenii care sunt atât la echipă, atunci toate celelalte lucruri vin mult mai ușor. Da, se vede o continuitate la acest soft și de asta și apar rezultatele, cum ziceai tu, nu numai banii, dar și continuitate și sistem de joc. E foarte important să ai lucrurile astea pentru a face performanță. Apropo de Ierusalim, zile puțin cum a fost acolo, a fost un meci nebun miercurea trecută, cu răsturnări de situație, cu 2 reprize de prelungiri. Da, pot să zic că calculele erau destul de simple pentru noi. Puteam și pierde la mai puțin de 9 puncte. Dar noi am mers acolo cu ideea de a câștiga meciul și am început foarte bine. Știam că presiunea va fi pe umerii gazdelor. Într-o sală absolut extraordinară, o sală de NBA, de Euroleague, Final Four. De 11 de locuri, foarte cochetă nouă, încă mai lucrau să deschidă spa-ul și, mă rog, celelalte facilități. Într-o atmosferă cum Hapoelul nu a avut până acum niciun meci în Eurocup, pentru că cei din Ierusalim au înțeles miza acelui joc și toată lumea era o victorie care se mențină în cursă. Era ultima șansă pentru ei, da. Pot spune că am surprins încă de la început. Am controlat jocul în mare parte până în sfertul al patrulea. Izraelii au devenit mult mai agresivi în apărare pe acea zonă pressing și au furat niște mingi, au marcat niște coșuri ușoare și ne-am trezit pe ultimele minute că sunt acolo și ne suflă în ceasă. În acel moment, pentru că varianta lor nu era doar victoria, ci și victoria la peste 9 puncte de diferență, ei nu au mai căutat decât să intre în prelungiri. Sperând că să intre în prelungiri, pot face o diferență mai mare. Noi am încercat să evităm prelungirile. Din păcate, au fost câteva neînțelegeri. Nici jucătorii nu au ascultat cel de-a spus de pe bancă. Presiunea meciului a fost fantastică, trebuie să recunoaștem. Și ne-am trezit cu ei în prelungiri, cam acea lucru s-a întâmplat, că se sov la conducere, ei încercăm să revină, văzând că nu le pot bat la ramurile 9 puncte, au vrut din nou prelungiri. Deja Lee cu Deep Brown erau împărați, au deja fost super eliminați, dar
lucrurile pentru ei devenau mult mai ușoare. Din nou nu am făcut o alegere potrivită și nu am făcut fault pentru a opri o afară de 3 puncte care a venit la a doua șansă după o recuperare ofensivă și care a intrat din nou prelungit. Deci, practic, la un moment dat am și încercat să pierdem meciul la o diferență mică, dar efectiv nu am reușit, am făcut niște greșeli și ei veneau foarte bine spate. Ei, la un moment dat, când scorul era egal, nici nu vreau să mai arunce la coș. Indiferent ce am fi făcut noi, dacă am fi făcut faul, dacă am fi luat faul tehnic. Glumim puțin, ca mai în glumă, mai în serios, ne-am gândit să ne dăm și autocoș. Dacă autocoșul ar fi fost anulat și în afară de faptul că ne-am fi trezit direct pe Eurosport la acea emisiune, nu se numește Watts sau cum Watts, cu fazele acelea haioase, da? În afară de faptul acesta, cu siguranță, deci coșul ar fi fost anulat. S-a dat faul tehnic, dar din nou ar fi dat libera. Deci au fost foarte multe posibilități. Până la urmă a ieșit bine, a ieșit și victorie, a ieșit și calificare după un meci care ne-a consumat psihic extraordinar. Dar eu cred că a fost un joc de basket care ar putea face mulți dintre cei care nu urmăresc de acest fenomenul să se îndrăgostească și mai tare de acest sport. A fost un exemplu de basket, pot spune. Dramatism, calitate, a fost totul la cel mai înalt nivel și ne-am bucurat tare mult că am putut oferi asta, o demonstrație de basket marca pe soft, chiar pe terenul unei echipe care este câștigătoare a Eurocup-ului, unei echipe care va fi în Euroliga cât de curând, pentru că asta urmăresc, de asta au și făcut sala aia mare ca să poată să intre în Euroliga. Da, și nu știu dacă știți că unul dintre acționarii echipei Hapoel Ierusalim este Amar Stoudemire, starul NBA care a descoperit că are părinți evrei și a investit și la echipa aceasta. De asemenea, principalul finanțator este un domn care a făcut istorie în IT, vânzând niște softuri pe la Google, pe la tot felul de companii și are o avere de aproximativ 800 de milioane de dolari. Deci vă dați seama pe ce cai acest băieț. Ei sunt la un început de drum, e clar, clar nu o să oprească aici și o să fie au planuri foarte serioase. Da. 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 Apropo de planuri serioase, zi-mi dacă v-ați setat niște obiective pentru fazele superioare în Eurocup. Noi, practic, ne-am definit obiectivul calificându-ne din grupă. Acum, tot ce se întâmplă este bonus, dar după cum ne știe toată lumea, noi niciodată nu ne-am dat în lături de la nimic, mai ales când a fost vorba de o nouă provocare și ne vom bucura de numele marcă care le vom putea aduce la Ploiești, în România, dar în același timp vom face tot posibilul pentru a ne bate cu ele, pentru a bifa victorii și în fazele superioare și de ce nu să încercăm să prindem primele două locuri din grupele din top 32 care se aducă în top 16. Ar fi fabulos, dar în același timp este foarte, foarte greu, realist. E foarte greu, da. Se preconizează pe fie dar nimic din ce e frumos nu este ușor. Da, dacă vom termina, ca să lămurim și ideea calculelor, pentru că trebuie să bănuiesc că asta era următoarea întrebare, dacă vom termina pe locul al patrulea, ceea ce înseamnă că fie pierdem de la Partizan acasă miercuri, ceea ce nu luăm în calcul, vrem neapărat să batem Partizanul în trecut, este singura formație din grupă pe care nu am învins-o, fie pierdem cu Partizanul, fie noi câștigăm, dar și rușii câștigă acasă cu Bandit. Noi suntem pe locul al patrulea și jucăm cu Locomotiv cu Ban Krasnodar, care, pentru că am început să vorbesc la debutul acestui interviu de similitudinile între campania 2004-2005 și cea din 2004-2015, este fosta Locomotiv Rostov, echipa împotriva căreia se soptă câștigat acea finală memorabilă. Locomotiv cu Ban Krasnodar este o formație de top
care nu a pierdut niciun meci în Europa până acum. De asemenea, un loc 2 dintr-o altă grupă de Eurocup, care ne-ar veni în grupă, în grupa noastră din top 32, ar fi între Nancy și Sevilla. Ultima etapă va decide locul 2 acolo. Iar din Euroliga, dintre Valencia, câștigătoarea Eurocup de anul trecut, și Galatasaray Istanbul, fosta echipa lui Dee Brown, echipa pe care am întâlnit-o în 2008, în prima participare în ULEB. Dacă noi câștigăm și turcii bat în Rusia, deși există speculații că nu ar dori să bată, pentru că o clasare pe locul al doilea ar aduce o grupă foarte grea din punct de vedere de pasiunilor cu Gran Canaria, o echipă care joacă la vreo 2000 de km de Spania, și cu Banco di Sassari din Sicilia, care vorbește că turcii nu vor dori să bată pe ruși, probabil că nici rușii nu vor dori să bată, sau de hai să vedem acolo meci în care nimeni nu vor să bată. Așa? Dacă totuși turcii vor bate în Volgograd, ne-am întâlnat pe locul al treilea, ceea ce ne-ar întâlna pentru noi o grupă cu Virtus Roma din Eurocup, între Saragossa și Paris Levallois, iar din Euroliga între Sebevita Zagreb și Limoges, campiona Franței, fosta echipa lui Al-Haji Mohamed. Așa că nu știu care va fi cricit, fie Dee Brown, fie Mohamed. O să vedem săptămâna aceasta. Da, cred că orice s-ar întâmpla, oricum grupele ar fi dificile și sunt echipe mari, sunt echipe de Euroliga. Va fi frumos până la urmă și trebuie să ne luptăm și să ne bucurăm de meciurile. Eu sunt convins de un singur lucru, și anume că nu ne vom face de râs. Nu ne vom face de râs și mai mult de atât, ne vom pune probleme tuturor celor care vom juca. Avem o echipă capabilă, o echipă competitivă la acest nivel și eu cred că, mi-a ajutat ca celelalte formații să ne ia așa ușor, că vin la băieții din România. Mi-a zis că se întâmplă astea, pentru că, în general, cei care ne-au luat așa de sus, au cam avut surprize în ultimul timp. Apropo de echipă, se preconizează alte mișcări de jucători? Mai vreți să transferați ceva sau sunteți cu lotul complet? Ne gândim ce să facem, dacă vom mai transfera ceva. Noi întotdeauna cu ochii în patru ne uităm ce mai apare. Apropo, bine că știu că sunteți foarte apropiați de ei și astea. Chiar astăzi primisem un jucător, bine, cu un nume interesant, mai mult decât calitate, pe care chiar se numește Patrick Ewing Junior. Serios? Și chiar e băiatul lui Patrick Ewing? Da, este băiatul lui. Absolvent de la Georgetown. A jucat în Grecia anul trecut, a fost coleg cu Al-Haji Mohamed la Valladolid în Spania. Joacă 4-5, dar mă rog, cam se duc pe el așa. Asta așa, ca să facem o paranteză și mai dos din casă, pe septembrie, că ne uităm pe internet aici. Ne gândim, n-aș vrea să vă spun în momentul de față. Ne gândim, poate să facem un jucător, poate va fi numai pentru contract de ROCAP. Cu siguranță ce vă pot spune este că la finalul stagiunii de Eurocup, astăzi că nu va avea 9 străini sau mai știu eu 8 străini pentru România. Vom mai reduce numărul jucătorilor. Cu părere de rău, dar ținem cont de faptul că am făcut și unele transferuri tocmai pentru a face față la acest nivel de Eurocup. Corect. Da, m-am bucurat pe de altă parte când am auzit că ați prelungit contractul lui Marius Ruskauskas. Nu este în caparafat, dar este foarte aproape, Marius este un băiat care se simte la comenii de bine aici și la fel ca și toți ceilalți din echipă și ne gândim să-l prelungim pentru cel puțin încă un an. Probabil că asta se va întâmpla la începutul anului viitor. Am înțeles.
Bun. La final, hai să vorbim un pic de meciul cu Partizan. E un nume mare în basket și nu numai în basket. Și o echipă, știu, chiar mi-aduc aminte că la conferința de presă după meciul cu Banvit, Arnautovici zicea că și-ar dori foarte tare să bată Partizan, el fiind sârb. Și cred că e un lucru totuși să reușești să bați Partizan. Da, noi am fost aproape și acolo când am jucat cu ei. Pot să vă spun că acest meci la primul meu mai dificil, ținând cont că l-au adus înapoi pe Cașa Pavlovic, ținând cont că l-a revenit și capitanul. Cred că acum sunt într-o formă mai bună, într-o formulă completă și o să fie foarte greu, chiar dacă nu am nicio șansă de calificare. Dar, sigur, e cu Partizan și ne dorim foarte tare, mai ales că cartola să fie plină. Lumea poate deci a cumpărat bilete, primele au eventim, de pe site-ul eventim.ro, de la stadionul Ioana din Ploiești începând de mâine și de la sala Olimpia de miercuri, de la ora 6, ora 18. Trebuie să fie o sală plină și să-i bucurăm pe fanii noștri cu o victorie. În afară de calificarea care deja am venit. Da, este până la urmă sărbătoarea calificării și acestui debut foarte bun în Eurocup. Ați mai pregătit și alte surprize pentru fani la meciul ăsta? Am pregătit pentru fanii mai mici, pentru juniorii noștri, pentru minii majorete, să vină moșul la ei. Ne pregătim pentru asta și sperăm să iasă ceva frumos. În rest, mă rog, când am așa surprize speciale pentru asta, nu avem un plan, nici nu avem când să le facem, sincer să zic dumneavoastră, pentru că suntem atât de mult timp plecați, nici nu mai stăm pe acasă, să zic, să mai pregătim ceva. Acum am 2 zile să organizăm acest meci cu preferință de către Eurocup și după aceea mai avem un meci la Cluj, jucăm și pe ăsta și luăm o scurtă vacanță de o săptămână, după care revenim la antrenamente, fiindcă pe 4 ar fi programat, eu merg în Cupa României cu Timișoara, iar pe 7 începe faza a doua. Încep în top 3 de sper, o dorim cam de la Moscă, dacă pierdem pe 4, să nu jucăm cu Locomotiv Cuba în prima etapă în Rusia. Pentru că nu știu cum o să-mi acolo capăt cu bigele. E deplasare grea. Da. Așa. Bine, Ionuț, mersi frumos pentru interviu și prezența la Supanou și vă ținem pumnii mai departe în Eurocup și sperăm ca tot mai mulți fani să fie alături de voi. Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce faceți pentru basket. Vin din același mediu în care lucrați și dumneavoastră, în cel al mass media și a promovării și în dorința de promovare a acestui fenomen. Am avut-o încă de pe la 15 ani, când am început și noi să facem site-uri de basket, numai basket.ro, apoi a apărut tot alu, mă rog, altfel, când timpul, tot al basket, etc. Cred că Supanou vine ca un ajutor dat basketului românesc, un ajutor benevol de la oameni care iubesc acest fenomen și care doresc să mărească grupul celor care discută despre acest sport, fie că este vorba de meciuri din NBA, din România, din Euroleague, din Eurocup. Este mare lucru și sper ca comunitatea să fie receptivă la emisiunea dumneavoastră, când mai multă lume să dea share pe Facebook, pe Twitter și să fim din ce în ce mai mulți, pentru că suntem puțini, dar suntem special măcar. Adică toți iubitorii de basket din România putem umple într-o seară Național Arena, dar cu siguranță vom sta acolo și vom avea mai multe subiecte de povestit decât
decât cei de la fotbal. Da, într-adevăr. Da. Chiar îmi doresc din suflet ca anul viitor, mă gândeam să vorbesc cu toți cei implicați în promovarea societății în România și să facem o întâlnire a iubitorilor de basket, undeva într-un oraș din țară, să facem un weekend, pentru că într-o zi oricum n-am avea timp să discutăm tot ce ne-am propune, să facem un weekend în care să jucăm basket, să vorbim despre el, să ne uităm la basket și să ne bucurăm împreună de modul în care acest sport vine tot mai popular în țara noastră. E o idee foarte faină. Lumea trebuie un pic teatru, adică rezultate sunt, trebuie o promovare mai mare, mass media, mai agresiv un pic și lumea dacă vede rezultate, vede un joc de calitate, lucrurile ar trebui să se miște încet, încet. Am și postat pe Facebook și am spus că avem un ajutor mai mare din partea federației, dacă în acest moment nu avem o ligă profesionistă, federația trebuie să se implice la nivel de PR, să aibă un buget care să meargă către marile firme de publicitate, către televiziuni, către trusturi, în care să se promoveze mult mai intens acest sport în țara noastră. Avem nevoie de asta pentru că fără promovare, fără un public care să devină din ce în ce mai numeros în fel și la nivel de audiență TV, nu vom putea atrage nume mari, sponsori, companii care să ne fie alături acest proces, iar fără bani știm cu toții că, de fapt, nu se poate face nimic. Într-adevăr. Bine, Ionuț, mulțumim și mult succes mai departe. Mulțumesc mult de tot și am un salut pe vremuri care rămâne tot timpul valabil. Basket, numai bine. Numai bine. Salut. La revedere.